În acest weekend, Tiberiu Balin și-a înaintat demisia din funcția de secretar general al organizației PNL-DEVA. Oficial, demisia lui Tiberiu Balin va fi anunțată și discutată la ultima ședință a biroului permanent local al PNL-DEVA din acest an, care va avea loc miercuri 22 decembrie, mai spun surse din cadrul partidului. Deocamdată nu se cunoaște motivul real sau cauza care l-a determinat pe Tiberiu Balin să renunțe la funcția de secretar general al PNL-DEVA, deoarece nici el și nici Florin Oancea, președintele liberalilor de Veni, nu au putut fi contactați telefonic. Surse din partid presupun însă că motivul nemulțumirii ar fi alianța PNL cu PSD, hotărâtă la centru, alianță considerată de neacceptată de către unii liberali cu vechi state în politică. Surse din partid mai susțin că nu este exclus ca în perioada următoare să se mai înregistreze demisii din funcții de conducere, de data aceasta la nivel județean.